Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre adunarea și scăderea fracțiilor ordinare. Să ne amintim întâi ce este o fracție. Alfa a comandat o pizza formată din 8 felii egale. A mâncat o felie, ceea ce reprezintă o optime, rămânând astfel 7 optimi din pizza comandată numărul situat deasupra liniei de fracție se numește numărător și numărul situat sub linia de fracție se numește numitor. Numărătorul arată câte părți s-au luat din întreg, iar numitorul arată în câte părți egale s-a împărțit întregul. Dar alfa nu s-a săturat dintr-o singură felie. Dacă a mâncat 5 felii din cele 8, atunci au rămas 3 felii pentru mai târziu. Pentru a aduna două fracții cu același numitor, adunăm numărătorii păstrând numitorul comun. Menționăm faptul că numitorul este diferit de 0. De exemplu, 1 supra 7 plus 3 supra 7 este egal cu 1 plus 3 totul supra 7 egal cu 4 supra 7. Pentru a scădea două fracții cu același numitor, scădem numărătorii și păstrăm numitorul comun. De exemplu, 7 supra 5 minus 3 supra 5 este egal cu 7 minus 3 totul supra 5, egal cu 4 supra 5. Pentru a aduna două fracții cu numitori diferiți, vom aduce fracțiile la un numitor comun prin amplificare sau simplificare și apoi le adunăm după modelul descris anterior. De exemplu, pentru a efectua 1 supra 6 plus 5 supra 8, identificăm numitorii celor două fracții. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 și 8 este 24. Pentru a obține acest numitor, va trebui să amplificăm prima fracție cu 4 și pe cea de-a doua cu 3. Ajungem la a efectua 4 supra 24 plus 15 supra 24 egal cu 4 plus 15 totul supra 24 Egal cu 19 supra 24. La fel procedăm și pentru scăderea fracțiilor ordinare cu numitori diferiți. De exemplu, pentru a scădea 5 supra 6 din 5 supra 4, numitorul comun fiind 12, amplificăm prima fracție cu 3 și cea de-a doua cu 2. Obținem astfel 15 supra 12, minus 10 supra 12, egal cu 5 supra 12. Știm că orice număr natural poate fi scris sub forma unei fracții cu numitorul 1. Motiv pentru care, aducând cele două fracții la același numitor, obținem n plus a supra b, egal cu n ori b plus a totul supra b, rezultat care poate fi scris sub forma fracției mixte n întregi și a supra b. La fel vom proceda și pentru scăderea unei fracții ordinare dintr-un număr natural. În continuare, ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza adunarea și scăderea fracțiilor ordinare. Alfa își propune să termine de strâns recolta de grâu în 3 zile. În prima zi, el strânge 1 supra 4 din cantitatea totală și a doua zi, 3 supra 7 din cantitatea totală. Amic, determinați ce parte din cantitatea de grâu reprezintă ce a strâns alfa în total în primele două zile. B mic, determinați ce parte din recoltă i-a rămas de strâns în ultima zi. Cum cele două fracții sunt raportate la aceeași cantitate, pentru a calcula ce fracție din întreaga recoltă s-a strâns în total în cele două zile, vom efectua calculul 1 supra 4 plus 3 supra 7. Cum numitorii sunt numere prime între ele, vom amplifica prima fracție cu numitorul celei de-a doua și pe cea de-a doua fracție cu numitorul primei fracții. Obținem astfel fracția 19 supra 28. Deoarece recolta a fost strânsă în 3 zile și în primele două zile s-a strâns în total 19 supra 28 din întreaga recoltă, vom scădea din întreg această fracție. Efectuând calculul 1 minus 19 supra 28 egal cu 28 supra 28 minus 19 supra 28, obținem 9 supra 28. În următoarea aplicație, Rex este un câine de curse. El se antrenează zilnic, dimineața și seara, alergând pe pista unui stadion însoțit de stăpânul său. Acesta notează distanța parcursă de către Rex, alergând completând tabelul de mai jos. A mic, determinați câți kilometri a alergat Rex luni. B mic, determinați câți kilometri a alergat Rex marți. C mic, Determinați cu câți kilometri a alergat Rex mai mult miercuri decât luni. Pentru a determina câți kilometri a alergat Rex luni, vom efectua suma fracțiilor ce reprezintă distanțele parcurse dimineața și seara 5 supra 3 plus 3 supra 2. Cel mai mic multiplu comun al numitorilor 3 și 2 fiind 6, amplificăm prima fracție cu 2 și pe cea de-a doua fracție cu 3. Obținem! 5 ori 2 plus 3 ori 3 totul supra 6 egal cu 10 plus 9 totul supra 6 egal cu 19 supra 6 egal cu 3 întregi și 1 supra 6 km. Pentru a determina câți kilometri a alergat Rex marți, efectuăm calculul 2 întregi și 1 supra 2 plus 2 întregi și 1 supra 3. Putem introduce întregi în fracție sau... Ținând cont de faptul că 2 întregi și 1 supra 2 este egal cu 2 plus 1 supra 2, 2 întregi și 1 supra 3 este egal cu 2 plus 1 supra 3, adunarea fiind asociativă și comutativă, grupăm întregii separat 2 plus 2 plus 1 supra 2 plus 1 supra 3, amplificăm pentru a aduce fracțiile la același numitor și obținem 4 plus 5 supra 6, adică. 4 întregi și 5 supra 6 km. Pentru a determina cu câți kilometri a alergat Rex mai mult miercuri decât luni, efectuăm calculul 10 supra 4 plus 11 supra 3 minus 19 supra 6, aducem fracțiile din paranteză la același numitor prin amplificare, și obținem 10 ori 3 plus 11 ori 4, totul supra 12, minus 19 supra 6, egal cu 74 supra 12, minus 19 supra 6. Amplificăm cea de-a doua fracție cu 2 și obținem 74 supra 12, minus 38 supra 12 egal cu 36 supra 12 egal cu 3 km. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă lasă să rezolvați următoarele adunări și scăderi de fracții ordinare.